Se pare că începutul petrecerii, începutul serii îi găsește foarte bine pe Robert și Tes, Sperăm să îi țină așa și până la final, pentru că ei au trecut o perioadă destul de lungă de timp prin diverse probleme, gelozii, neînțelegeri și așa mai departe. Acum pare că s-au liniștit apele și am văzut-o pe Tess răzând împreajma lui. Au fost și gesturi care se practică într-un cuplu, îmbrățișări, atingeri, săruturi și lucruri de genul acesta. Cum spuneam, sunt bine, i-am văzut și pe ringul de dans, se bucură de timpul petrecut împreună și de petrecere, iar pe Robert îl văd ușor schimbat în bine, mai liniștit, cu mai puține Nemulțumiri și e foarte posibil ca această schimbare să fi fost după ce și-a deschis sufletul, după ce a vorbit despre traumele din copilărie. Mi se pare că de atunci e mai ok el.